Bună seara și bun găsit, vă spunem în această seară, în ajun de sărbătoare, închinată Sfântului Ocrotitor al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Suntem aici, împreună, în Biserica Mănăstirii, cu hramurile Sfinților Mari Mucenici Gheorghe, Purtătorul de Biruință, și Sfântul Ioan cel Nou, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În digna serii, vă invităm să fiți împreună cu noi părtași la un alt fel de rugăciune. Forfota și emoția pelerinilor care au venit și care vor mai veni pentru a-l cinsti pe Sfântul Ioan, se împletesc armonios în această seară cu un concert caritabil de muzică bizantină. Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înalt-Preasfințitului Părinte Calinic, organizează sub titlul generic, pentru prima dată la mare, o tabără pe litoralul românesc pentru un număr de 100 de copii din clasele 5-12, care au obținut media peste 9 în anul școlar 2020-2021 și care provin din familii defavorizate din punct de vedere social, financiar și material. Necesitatea unui asemenea proiect este dată de motivarea copiilor până a continua să obțină rezultate foarte bune la școală, dar și de faptul că aceștia au nevoie să simtă că sunt susținuți în ceea ce fac frumos și bun pentru societate și că nu sunt singuri în efortul pe care aceștia îl depun. Costul întregii tabere pentru acești copii, pentru fiecare copil în parte, este de aproximativ 900 de lei, invitându-vă astfel să vă arătați susținerea pentru acești copii în mod concret prin donații. Așadar, cei aflați în biserică și în curtea mănăstirii, care doresc să contribuie la acest proiect, pot dona în urnele special amenajate pe care le-au pregătit voluntarii sectorului social-filantropic. Cei care ne urmăriți pe internet și pe televizor și doriți să susțineți proiectul, veți putea dona prin transfer bancar sau depunere în conturile RON sau EURO afișate în acest moment pe ecran. Așadar, în această seară, în fața domniilor voastre, vor concerta 4 coruri. Grupul psaltic Dimitrie Suceveanu al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, grupul psaltic Inocentie de la Probota, corul Crinițarinii al Mănăstirii Dragomirna și invitatul special din această seară, formația de muzică psaltică Bizantion. În fața domniilor voastre acum se află grupul psaltic Dimitrie Suceveanu, înființat în luna noiembrie anului 2020, la inițiativa și cu binecuvântarea Înalt-Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Dirijorul grupului este Părintele Arhidiacon Ilie Leonte, iar coordonatorul acestui grup este Părintele Arhidiacon Nichifor Nifon Baciu. Grupul psaltic Dimitrie Suceveanu este format din preoți, diaconi, absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă, precum și a instituțiilor de învățământ universitar cu profil muzical și din studenți teologi. De la înființare și până în prezent, grupul psaltic Dimitrie Suceveanu a reușit să înregistreze prin muncă și prin dăruire un CD care conține colinde și cântări din slujba praznicului Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, precum și un stic ce conține cântări din slujba Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, stic pe care îl puteți regăsi cei care sunteți prezenți aici la pangarul catedralei. Grupul psaltic Dimitrie Suceveanu poate fi audiat și în cadrul slujbelor liturgice oficiate la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, transmise live pe canalul de YouTube al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În minutele următoare, membrii grupului psaltic Dimitrie Suceveanu vor interpreta 5 compoziții, după cum urmează. Condacul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, așezat pe notație psaltică de preotul Alexandru Grigoraș, glasul al patrulea plagal, Icos și Condac, text diortosit de Înalt-Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, citire ecfonetică de către Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
stihir la laude glasul întâi și slavă la stihoavnă glasul al șaselea, așezate pe notație psaltică de către preotul Alexandru Grigoraș. Și ultima cântare este troparul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, glasul al patrulea, text diortosit de înalt preasfințitul Părinte Calinic și așezat pe notație psaltică de preotul Alexandru Grigoraș. Audiție plăcută! Oh,
lungirea cuvintelor, nici groaza chinurilor, nici bătăile cumplite nu te-au despărțit de Hristos, pe care din pruncie mult l-ai iubit, pe care roagă-L pentru noi să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. Lăudați-L pe El în puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Către tiranul ai grăit, Sfinte Mucenice Ioan, nu-mi este nimic mai dulce și nici mai cinstit, nici din slava cea trecătoare, nici din bogăția cea pieritoare, mai mult decât Hristos Împăratul, pe care roagă-L pentru noi să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. Lăudați-L pe El în timpane și-n hor, lăudați-L pe El în strune și în organe. Asemănatul s-a mucenicilor celor de demult, în anii cei mai de pe urmă, mucenicul cel bubur mi-am Ioan cel lăudat, căci aprinzându-se de râvna iubirii de Dumnezeu, cu patimile sale a câștigat slava cea prea bogată, și lui Hristos se roagă să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. Lăudați-L pe El în chinvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chinvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Asemănatul s-a mucenicilor celor de demult, în anii cei mai de pe urmă, mucenicul cel bubur ne-am Ioan cel lăudat, căci aprinzându-se de râvna iubirii de Dumnezeu, cu patimile sale a câștigat slava cea prea bogată, și lui Hristos se roagă să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Răsărind razele,
smerenia și cu postul, cu lacrima inimii curate și neîncetata rugăciune, candela sufletului tău ai luminat, iar pe cei rătăciți în credință mustrându-i, mucenicia bărbătește ai înfruntat, drept aceea bisericii te-ai făcut întărire și credincioșilor laudă. Sfinte Ioane pururea omenite! Mulțumim grupului psaltic Dimitrie Suceveanu al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de către Părintele Arhidiacon Ilie Leonte. Vă reamintim că puteți susține proiectul numit pentru prima dată la mare, prin care sectorul social filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților va duce în tabără la mare un număr de 100 de copii care provin din familii defavorizate. Reamintim de asemenea și faptul că puteți dona cei prezenți aici în biserică și în curtea mănăstirii în urnele special amenajate, iar cei care ne urmăriți în conturile de lei sau euro afișate acum pe ecran. Urmează grupul psaltic Sfântul Inochentie de la Probota. Acest grup psaltic a fost înființat în anul 2013 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire înalt preasfințitului arhiepiscop Imen, fiind format din absolvenți ai seminarului teologic liceal ortodox Sfântul Mitropolit Dosoftei din Suceava, în prezent studenți teologi iubitori de muzică psaltică. Pasiunea și dragostea lor pentru cântarea bisericească autentică se manifestă în slujbe de priveghere, concerte, în țară, dar și în străinătate, imprimări de CD-uri și prezența în cadrul la numeroase evenimente cultural-muzicale. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, grupul psaltic Sfântul Inochentie de la Probota, coordonat și dirijat de către Părintele Constantin Dan Magdalena, titularul Catedrei de Teologie Liturgică a Seminarului Teologic Sfântul Mitropolit Dosoftei din Suceava, se află la începutul unui amplu demers de redescoperire și de reconsiderare a melosurilor liturgice din vechime. Astăzi vor interpreta troparul Sfântului Inochentie pe larg glasul întâi, stihira ideomelă și acum la Doamne strigatam, de la praznicul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, așezare pe notație psaltică de Iacov Protopsaltul, glasul al doilea plagal, și chinonic într-o pomenire veșnică, așezare pe notație psaltică de Petru Lampadarie, glas varis. Audiție plăcută! Locuitor pustii.
Mulțumim grupului Ipsaltic Sfântul Inochientie de la Probota, dirijat de către părintele profesor Constantin Dan Magdalena. Reamintim pentru cei care ne urmăriți de curând pe internet și pe televizor că în această seară, în Biserica Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, are loc concertul caritabil de muzică bizantină. Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei organizează o tabără la mare pentru 100 de copii din familii defavorizate, copii care au avut rezultate foarte bune în anul școlar 2020-2021. Proiectul se desfășoară sub denumirea generică Pentru prima dată la mare, proiect pe care îl puteți susține prin donații în conturile de lei și euro afișate acum pe ecran. Urmează corul Crinii Țarinii al Mănăstirii Dragomirna. Corul Crinii Țarinii al Mănăstirii Dragomirna a luat ființă în data de 12 iulie 2019 la inițiativa și cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Imen, din dorința de a promova muzica bisericească întrebuințată în cult ca jertfă, slavă și mulțumire aduse în dar lui Dumnezeu. În ceea ce privește activitatea corului Crinii Țarinii, format din 12 membri, asigură serviciul de strană în cadrul slujbelor liturgice oficiate la Mănăstirea Dragomirna. Cântările pe care le interpretează sunt scrise cu precădere de psalți români din secolul al XIX-lea, precum Macarie Ieromonahul, Anton Pan și Dimitrie Suceveanu, și de tineri compozitori ai zilelor noastre care, prin efortul lor susținut, încearcă să perpetueze tradiția muzicală de origine bizantină. În cadrul acestui concert, membrii corului Crinii Țarinii vor interpreta Slavă la Doamne Strigatam din cadrul slujbei praznicului pogorârii Duhului Sfânt, Glasul al VIII-lea, Stihiră la Litie din cadrul slujbei praznicului nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Glasul I, și Slavă la Litie din cadrul slujbei praznicului aducerii moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan, cel Nou de la Suceava, Glasul al V-lea. Audiție plăcută! Oh.
Picurați mulți dulceață și dealuri ca berbecii săltați. Picurați mulți dulceață și dealuri ca berbecii săltați, că s-a născut din Elisabeta cel ce avea să petreacă împreună cu voi, care ateți venit.
Mulțumim corului Crinițarenii al Mănăstirii Dragomirna. Urmează invitatul special al acestei seri, corul academic Byzantion. Formația de muzică psaltică Byzantion și-a început activitatea în anul 1997, pe vremea când membrii fondatori erau elevi ai seminarului teologic liceal ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași. Numele inițial al formației era Basileus, întrucât acesta era și denumirea corului școlii. După absolvirea cursurilor liceale, grupul de tineri teologi pasionați de această muzică înălțătoare a primit numele Byzantion, denumire fiind dată de către preafericitul părinte patriarh Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Încă de la primele lecții de muzică bizantină, membrii corului au avut privilegiul de a avea alături nu numai un profesor emerit, ci și un păstor grijuliu, în persoana vrednicului de pomenire, părintelui profesor Florin Bucescu. Formația de muzică psaltică Byzantion activează actualmente în Iași, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, și sub egida Universității de Arte George Enescu din Iași. Corul este reprezentat de către Asociația Culturală Byzantion. Începând cu anul 1997, grupul a susținut numeroase concerte în Grecia, Danemarca, Belgia, Olanda, Luxemburg, Franța, Italia, Polonia, Rusia, Cehia, Republica Moldova, Germania, Muntele Athos și în România. A participat la festivaluri importante de muzică sacră. De asemenea, în fiecare an, membrii corului au participat la diferite hramuri ale așezămintelor monahale românești și grecești din Sfântul Munte Athos, precum și la simpozioane internaționale, încercând să transmită prin interpretările lor din frumusețea, complexitatea și profunzimea monodiei bizantine. Sub directa îndrumare a maestrului Licurgos Angelopoulos, arhonte protopsalt al Arhiepiscopiei Constantinopolului și profesor la Conservatorul de Stat din Atena, formația de muzică psaltică Byzantion a înregistrat până acum 10 albume audio. Corul academic Byzantion este coordonat și dirijat de domnul lector dr. Adrian Sârbu de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. În această seară, membrii formației de muzică psaltică Byzantion vor interpreta Condacul Apărătoare Doamnă pe larg, Așezare pe notație psaltică de Anton Pan, Glasul al patrulea plagal, Slavă în cinstea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și Polihroniu în cinstea Arhiepiscopului Sucevei, amândouă așezări pe notație psaltică de către domnul Adrian Sârbu. Vă dorim așadar audiție plăcută.
ostașul cel ales al lui Hristos. Și masă duhovnicea și ție ți-au adus mult.
Mulțumim membrilor corului Academic Bizantion și domnului dirijor, lector universitar doctor Adrian Sârbu. Acum invităm pe Părintele Consilier Cultural Noprea să transmită mesajul de mulțumire al înalt preasfințitului Arhiepiscop Calinic. Îl invităm alături de noi pe preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru a ne transmite gândul preasfinției sale acum la finalul acestui concert caritabil de muzică psaltică. Preasfinția voastră? Preacuvioși și preacucernici părinți, cuvioase maici, stimați invitați, doamnelor și domnilor. Într-una din cele mai minunate alcătuiri ale praznicului nașterii Domnului, imnografii bizantini au așezat cu măiestrie următoarele cuvinte. Ce vom aduce ție, Hristoase, că te-ai arătat pe pământ pentru noi? Fiecare din cele zidite de tine mulțumire aduce, îngerii cântarea, cerurile steaua, păstorii minunea, magii darurile, pământul peștera, pustiul ieslea, iar noi aducem ție pe Maica Fecioară. Parafrazând și cu smerenie, dar și cu multă dragoste, aș îndrăzni. Ce vom aduce ție, Sfinte Ioane? Dar ce nu vom aduce ție, Ioane? Dar ce ți se cuvine ție, Sfinte Mare Mucenice Ioane, ați aduce? Ce sunt aceste flori, dacă nu darul nostru pentru tine, Sfinte Ioane? Ce a fost procesiunea de aseară? Ce este toată această frumoasă, minunată și bogată organizare, văzută și nevăzută? Ce este darul acela pe care, bucatele acestea pe care oamenii dragi le-au adus pentru tine, Sfinte Ioane, dacă nu semnul dragostei noastre și semnul recunoștinței noastre față de tine, Sfinte Ioane? Și tu, Sfinte Ioane, în seara aceasta ai primit un dar pe care au știut să ți-l pună înainte acești minunați părinți, acești minunați tineri, din ceea ce au primit
și au ei. Darul e de la Dumnezeu. Dar dumneavoastră și sfințiile voastre nu l-ați primit și l-ați pus într-un colț, l-ați uitat acolo, l-ați îngropat precum în pilda talanților, l-ați înmulțit, l-ați cultivat, l-ați desăvârșit, ați făcut darul mai frumos. Așa îl bucurăm pe dăruitor. Acesta este semnul că îi mulțumim și că îi suntem recunoscători dăruitorului, că atunci când primești un cadou, îl deschizi și te bucuri de el și apoi îl pui unde ți-e ție mai drag. Nu-l lași acolo undeva, că asta este semnul că nu ții la cel care ți-a dat cadoul, cel care ți-a dat darul. Dumneavoastră ați arătat că prețuiți pe dăruitor, pe Dumnezeu care a dat darul. Și care este una dintre cele mai frumoase forme de manifestare a dragostei față de cineva care ți-a dat ceva și a dragostei față de cei la care tu ții decât cântul? Binecuvântat fie Dumnezeu care ne dăruiește astfel de momente. Primească Dumnezeu și primească Sfântul Ioan cel Nou, mucenicul, aici la el acasă, darul, ofranda de cânt a dumneavoastră. Mulțumire din toată inima Părintelui Arhiepiscop Calinii, care a binecuvântat să se împlinească, să se rotunjească acest moment atât de frumos. Mulțumire, bineînțeles, dumneavoastră, mulțumire celor care ascultați și celor pentru care noi îndrăznim aduce mai departe cântul acesta bizantin. Și tu, Sfinte Mare Mucenice Ioane, bucură-te în cer că jos pe pământ sunt oameni care cu drag îți aduc ție ofranda lor de cântec. Vă mulțumesc! Întâlnirea noastră din această seară se oprește aici. În fața domniilor voastre au concertat formația de muzică psaltică Bizantion, corul Crinii Țarinii al mănăstirii Dragomirna, grupul psaltic Sfântul Inocentie de la Probăta și grupul psaltic Dimitrie Suceveanu al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. Vă mulțumim tuturor pentru răbdare și pentru faptul că ați fost în această seară alături de noi. Mulțumim și dumneavoastră, celor care ne urmăriți pe internet. Mulțumiri se cuvin și celor care și-au manifestat susținerea prin donații a proiectului pentru prima dată la mare și menționăm că cei care doresc să ne susțină și nu au apucat până acum, conturile rămân deschise pe toată perioada sărbătorilor până pe data de 25 iunie și vor fi afișate pe pagina de internet arhiepiscopiasucevei.ro. Mulțumiri speciale se cuvin invitaților, membrilor corurilor care ne-au încântat în această seară și dirijorilor lor pentru osteneală și pentru mobilizare. Totodată mulțumim organizatorilor acestui eveniment, Părintelui Constantin Oprea, consilierul cultural al Centrului Eparhial Suceava și Părintelui Protosinghel Iustin Tănase, consilierul sectorului social-filantropic. De asemenea, mulțumim domnului director al Departamentului Media și Comunicații al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul Bogdan Zanfirescu, care prin colegii dumnealui de la portalul mediadoxologia.ro a făcut posibilă transmisiunea acestui concert caritabil de muzică bizantină, dar și a slujbelor și evenimentelor prilejuite de sărbătoarea hramului. Partenerilor noștri Bucovina TV și doamnei manager Ana Maria Litvinchevici, mulțumim deopotrivă. Nu în ultimul rând, doresc să aduc mulțumire colegilor din Departamentul Media al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților,
părintelui Ștefan Mihalcea, domnișoarei Irina Ursachi și domnului Cristinel Turculeț, pentru tot efortul depus pentru a mediatiza evenimentele din această perioadă și pentru ceea ce va mai urma de acum până la încheierea acestor sărbători de la Suceava. Nu în ultimul rând, în al preasinția sa, Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a dorit să arate mulțumirea față de invitații noștri din această seară și îl invit pe preasințitul părinte Damaschin, împreună cu părintele consilier cultural, să înmâneze diplomele de participare la acest concert caritabil. În semn de prețuire și respect pentru corurile care au concertat în seara aceasta în Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, în al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, acordă formației de muzică psaltică Bizantion diploma de participare pentru concertarea în seara aceasta la concertul caritabil de muzică bizantină, ediția 1, organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților cu ocazia evenimentelor prilejuite de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în anul Mântuirii 2021, luna iunie, ziua 23-a. Semnează Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Îl invităm pe domnul Adrian Sârbul, reprezentantul corului Bizantion. Aceeași diplomă se acordă corului Crinii Țarinii al mănăstirii Dragomirna. Invităm pe Maica Dirijoare. Tot aceeași diplomă se acordă și grupului psaltic Sfântul Inochentie de la Probota și îl invităm pe părintele profesor Constantin Dan Magdalena. Și nu în ultimul rând, grupului psaltic Dimitrie Suceveanu al Catedralei noastre arhiepiscopale din Suceava, părinții care întotdeauna slujesc aici cu râvnă și ne încântă auzul cu glasurile lor melodioase și le invităm pe părintele arhidiacon Ilie Leonte. Vă invităm pe cei care ne urmăriți online să rămâneți alături de noi începând cu ora 21 la slujba privegherii în cinstea Sfântului Ioan cel Nou, iar pe cei prezenți aici vă invităm să participăm la slujba care va avea loc pe scena din curtea mănăstirii. Vă mulțumim încă o dată și vă dorim o seară binecuvântată!